Cântarea de la numărul 317 din Cântările Evangheliei. 317, Cântările Evangheliei. Cât de mândră e casa Domnului unde merge un sfânt popor. Cât de mândră e casa Domnului unde merge un sfânt popor. Antrul omfiniam adevărat, dacă acolo vom intra. Ce frumos vom vedea, dacă acolo vom intra. Ce frumos vom vedea când acolo vom intra. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te lăudăm că ne-ai dat ocazia să ne apropiem de Tine și unii de alții și în seara aceasta. Mulțumim că ne-ai ținut viața, ne-ai ținut sănătatea, ne-ai ținut și conștiința nevoii de Tine și prin Duhul Sfânt, imboldul de a veni în casa Ta a fost mai puternic decât orice alte rețineri, orice alte lucruri care ne-ar fi putut împiedica să ne apropiem de locul acesta de închinare. Mulțumim că Tu ești aici și Te rugăm, ajută-ne să ne purtăm ca în prezența Ta. Binecuvântă copiii Tăi, frații și surorile la închinare și în seara aceasta. Te rog, ajută-ne să-ți aducem jertfa închinării noastre prin poezie, prin cântare, prin mărturisirea cuvântului și mai ales ascultându-te. Și apoi ajută-ne să înțelegem că ce ne înveți vrei să și trăim, să aplicăm, să practicăm în fiecare zi din viața noastră. Dă-ne înțelepciunea aceasta și dă-ne bucuria de a urma cuvântul Tău și căile Tale. Fie slăvit numele Tău pentru tot ce faci pentru noi și acum și în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile și continuăm să cântăm din cântarea de la numărul 317. Lăudăm pacea Sionului sau gloria cerului, paradisul Domnului Sfânt. Lăudăm gloria cerului, paradisul Domnului Sfânt, glas de bucurie Domnului, să cântăm voioși cu avânt. Ce frumos vom vedea când acolo noi vom intra. Ce frumos vom vedea când acolo noi vom intra. Lăuda vom patria păcii în haine strălucitoare, cu slavă ca în învingătorii în lumina de soarea Lui. Ce frumos vom vedea când acolo noi vom intra. Ce frumos vom vedea când acolo noi vom intra. Haideți să ne ridicăm, să citim pentru momentele de rugăciune, de închinare în dimineața aceasta din 1 Petru capitolul 2. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10.
Pagina în Sfânta Scriptură, 1192. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie de pismă, de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră îndurarea, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, cu scopul ca să vestiți puterele minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Să medităm la versetul acesta în mod special, în timp ce ne vom închina în rugăciune înaintea Domnului. Suntem ai Lui și pentru ce suntem ai Lui? Și ce facem vis-a-vis de ceea ce așteaptă El pentru că suntem ai Lui? Ne cercetăm înaintea Domnului și în seara aceasta, în timp ce ne rugăm cu doi frați și cu două surori, din partea fraților cu fratele Nelu Ieremia și cu fratele Cornel Mateaș și din partea surorilor sora Ani Ile și sora Mariana Mateaș. Ne rugăm și pentru cei care nu pot să fie aici din motive de boală, de suferință. Mulțumim Domnului pentru sora Reli, că este aici, și pentru alte cauze care Domnul vi le pune pe inimă. Stăm înaintea Domnului și mijlocim. Ne rugăm. Amin. Mulțumim, Doamne.
Amin. Amin.
Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile și cântăm împreună cântarea de la numărul 218. Voi ridica ochii mei sus, o Dumnezeul meu, căci lipsam de lângă Iisus echinul cel mai greu. 218, cântările Evangheliei. Voi ridica ochii mei sus, o Dumnezeul meu, căci lipsam de lângă Iisus echinul cel mai greu. La tine aflu ajutor, eu praful de pământ, căci ești a toate creator, din gol doar cu un cuvânt. Tu pașii mei călăuzești, când sunt împiedicat, căci păzitorul meu tu ești, veghezi neîncetat, păstor al turmei Israel, în veci nu dormitesc, cu ochii tăi îndurător asupra neveghez, când lângă mine-i Dumnezeu. Când îl chem, e umbra și e scutul meu, de nimeni nu mă tem. Fiți cu toții bineveniți și binecuvântați în casa Domnului în această seară. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Ne bucurăm și salutăm în mod deosebit, în mijlocul nostru, cu noi la închinare, pe sora Reli Cristia. Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să fiți cu noi. Harul Domnului să fie cu dumneavoastră. Har, pace și sănătate de plină. O salutăm de asemenea cu bucurie pe sora Victoria. Sora Victoria, fiți binevenit acasă. Însă a fost plecată un timp, o lună sau mai bine de o lună în Sârbia și acum este din nou în America și ne bucurăm să fiți în casa Domnului cu noi. E o înviorare când ne întâlnim în casa Domnului. Sora Doina, așa cum am spus și dimineață, miercuri va pleca în Anglia. Domnul să vă păzească la plecare, la venire și transmitem prin dânsa misionarilor noștri, de acolo, tinerilor noștri, Roxandrei și soțului și fetiței, har, pace și sănătate, Domnul să-i binecuvinteze, să-i ție în harul lui, să-i crească în harul lui și să îi păstreze în harul lui. Lângă sora Olimpia, vedeți o soră care mă gândesc că o cunoașteți deja, nu-i prima dată la noi în biserică, nu-i prima dată cu noi, dar ne bucurăm să o salutăm. Fiți binevenită la New York și binevenită în biserică. Ce frumos e loc să locuiască frații și surorile împreună. Să știți că oriunde mergem, în Europa sau în America, într-un oraș mare sau un oraș mic, niciun loc nu mai e important decât casa Domnului. Și așa e frumos când creștinii de oriunde ar fi, când ajung undeva, caută casa Domnului. Încă o dată, fiți binevenită, har, pace și binecuvântare de la Dumnezeu.
Justin va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care sora Mariana Mateiaș va da slavă Domnului pentru o cântare. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze, numai ca să previn orice duh de judecată și de speculație, să nu se întrebe cineva cum de fratele Levi a anunțat numai pe Justin și nu pe sora Maria, că așa am fost informat. Deci am primit informația parțială și atunci am trimis-o în întregime parțială. Nici o altă explicație, vă mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze, ce frumos e când vezi așa pe cei din familie, cântând împreună. Spuneam de multe ori, ce cântare să aduci duminica? Aia care ai cântat-o joia, vinerea, sâmbătă, care ai cântat-o peste săptămână. Ce poezie? Aia pe care ai citit-o. Ce psalm și așa mai departe. Sora Mariana, vă ascultă.
Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel dintâi la cel din urma pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel dintâi la cel din urma pas. Au fost odată râuri de păcate, dar sângele salvării a spus nu. Oricât i-au fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricât i-au fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Sunt fericit ca chiar dacă vrei să sufăr, când valuri vin și valuri grele par. Plutesc pe ape ca un fir de nufăr, pe care îl păstrez mereu curat. Plutesc pe ape ca un fir de nufăr, pe care îl păstrez mereu curat. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume, îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că-n tine sunt și tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că-n tine sunt și tu ești Dumnezeu. Amin. Amin. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, așa după cum bine știți cu toții, cred că nu-i nimeni să nu știe, de astăzi sau de ieri, în două săptămâni, cam așa, deci în două săptămâni de acum, vom avea părtășie și bucurie și sărbătoare la logona lui DeLorean și a lui Diana, Didi, tot cu de. O logonă este o promisiune și este un angajament. O logonă nu-i căsătorie și o logonă nu-i cununie și o logonă nu-i un act care se oficiază în biserică sau neapărat în biserică. Și sigur că la cei credincioși, unde da este da și nu nu, promisiunea și angajamentul ăsta al logonei duce la căsătorie și la nuntă și la cununie în mod indiscutabil. Dar logona e logonă și nuntă e nuntă. Și nunta va avea loc în iulie la Atlanta. Acum, nu am să vă spun multe lucruri despre logodna asta, eu cred că ați primit invitații, știți tot ce este, dar pentru că de multe ori logodna e un eveniment așa un pic mai mic, mai în familie, câteodată numai tânărul și tânăra în parc își dau inelul și spun vrei să fii soția mea și fac o fotografie și după aia urmează nunta cu toată lumea. Eu am fost și familia noastră a fost cam de 3 ori într-o situație ca aceasta. Ca aceea care e familia Matia și DeLorean și Diana. În sensul că copiii noștri căsătorindu-se și având partenerii din România, de acolo la nuntă nu prea mulți au putut să vină. La nunta lui Mihai a fost o singură persoană, mama lui Anca. Și ne-am bucurat și de asta. Din tot neamul ei a fost o singură persoană. La nunta lui Lavinia și a lui Timi a fost fratele Nelu, mama Miresei cu Ofelia, cu soția și Lunelu și fratele Chivoiu.
și fiica Adelina. Atât a fost. La Nicu a fost mama lui Nicu, sora Rodica și cam atât din România, nu? Și atunci, când am făcut acolo logodna în România, i-au făcut o logodnă mai amplă, mult mai amplă decât logodna mea și a lui Minodora. Și m-au lămurit foarte scurt și foarte simplu, m-am făcut să înțeleg că cu scrunelul tatăl la vine mi-a zis, Levi, e logodnă mai, dar pentru noi e ca și nunta lor. Nu se face colonia acolo, dar verișoarele ei, verii ei, cei cu care a crescut în biserică, unghi, mătuși, noi n-avem cum veni în America. Ei, oarecum lucrurile sunt cam la fel, odată că mulți nu vom putea merge acolo să-i sărbătorim la Atlanta, că e departe. Ia timp, apoi ei sunt o familie mare acolo și biserica de acolo e o biserică mare și mulți nuntași, și probabil că nuntașii vor fi mult peste 200 de locuri cât e restaurantul. De ce spun asta? Ca să nu ne prindă vreun duh de judecată că oare fratele Cornel, de ce nu m-a invitat la nuntă, numai la logodnă, sau știu eu? Există niște limitări că și de-aia am vrea, dacă am închiria un autocar și am merge tot, n-am putea merge toți. Sau ce am vrut doar să specific este că pentru noi, biserica de aici din New York, el a crescut ca un copil al bisericii, al nostru, al familiei Matiaș și al nostru. Noi aici îi sărbătorim. Și aici îi și cadourisim. Și aici ne bucurăm de ei și îi încredințăm în mâna Domnului. Domnul să-i binecuvinteze, să-i ține credincioși, să fie o binecuvântare unul pentru altul, o binecuvântare, o familie sănătoasă în Israelul lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze pe cei de la Atlanta și biserica din care vor face parte și să fie credincioși înaintea Domnului. Amin. Haideți să cântăm o cântare, în timpul căreia să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Fratele Cornel Matea și fratele Cristi Giurea vor purta colecta în timpul cântării. Cântare de la numărul 209 din Aleluia. Aleluia 209. Iisuse, cârmuitor, fiito al meu, conducător, peste marea vieții, mâna ta mă va păzi. Iisuse, cârmuitor, fiito al meu, conducător, peste marea vieții, mâna ta mă va păzi. Eu de tine nu mă las, mă conduc tu pas cu pas. Marea tu o liniștești, prin cuvântul cel grăiești, tu oprești chiar vânturi mari, te ascultă valuri tari. Ești stăpânul tuturor, fiș al meu, conducător, de voi fi amenințat și de valuri atacat. Tu vei fi nădejdea mea și nici când noi disperam, căci ești bun conducător și încercat cârmuitor. La încheierea serviciului de această seară, frații care slujesc ca învățători la școala duminicală se ruga să rămână în urmă pentru un timp de consfătuire. Deschide Scriptura la Cartea Fapte, capitolul 11, de la versetul 19 până la 26.
Pagina în Biblie, 1070, Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la 19 la 26, Barnaba și Saul la Antiohia, este titlul acestui paragraf. După citirea textului și rugăciune, vom mai cânta o cântare pentru slava Domnului și apoi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipis de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor, li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Amin, ocupăm locurile și dăm slavă Domnului printr-o cântare comună. Cântarea de la numărul 61 din cântările Aleluia. Aleluia 61. Am fost mântuiți doar prin Iisus și născuți din nou doar prin Iisus și trimiși de El venim la voi ca să fiți salvați cum am fost și noi. Am fost mântuiți doar prin Iisus și născuți din nou doar prin Iisus și trimiși de El venim la voi să fim salvați cum ați fost și noi. Ne-a spus fără bani, fără bani.
ani ați fost iertați, fără bani vestea s-o dați. Merge și spuneți pe-ntregul pământ că am înviat din mormânt. Pe pământ și în cer doar prin Iisus suntem fericiți, doar prin Iisus și trimiși de El venim la voi să fiți salvați, cum am fost și noi. Ne-a spus, fără bani, fără bani ați fost iertați, fără bani vestea s-o dați. Merge și spuneți pe-ntregul pământ că am înviat din mormânt. Cu ajutorul lui Dumnezeu în această seară, aș vrea să aduc un mesaj din Cartea Faptele Apostolilor. Un mesaj care, într-un fel, poate fi socotit sau poate va fi cu trei puncte, dar mai precis cu trei texte. Vom privi la trei texte din Cartea Faptele Apostolilor, vom sublinia câteva învățături din fiecare text și vom urmări o idee comună sau, ca să zic așa, o temă comună în toate aceste texte. Primul text care l-am citit din Fapte 11, de la 19 la 26, ne vorbește despre Barnaba și Saul la Antiohia și despre lucrarea care a avut loc la Antiohia. Dacă ne uităm la ultimul verset al textului, ultima propoziție spune: pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și numai acesta este un lucru important. Aici au primit creștinii eticheta, apelativul, numele acesta de creștini, urmași ai lui Iisus Hristos, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Până aici, la capitolul 11, toate lucrurile parcă se raportează și vom vedea cu cât mergem cu fiecare lecție, se raportează la Ierusalim. Apostolii și biserica din Ierusalim. Apostolii și biserica din Ierusalim. Vom vedea că și în Fapte 15, capitolul la care ne-am mai referit când am studiat Romani și Galateni, Pavel merge la Ierusalim și stă de vorbă cu prezbiterii, cu apostolii, ca să stabilească foarte clar problema și doctrina mântuirii doar prin har, prin har și prin credință. Dar să știți că nimeni nu poate minimaliza importanța bisericii din Antiohia în istoria creștinătății. Biserica aceasta din Antiohia și lucrarea aceasta din Antiohia a avut o amploare așa de mare, numai că ne este descris aici începutul și dezvoltarea ei, dar dincolo de cei 30 de ani descriși în Cartea Faptele Apostolilor, pentru multă vreme biserica din Antiohia și zona aferentă acestei cetăți, acestui oraș, a fost o zonă foarte puternică a creștinismului și o zonă de mare influență pentru creștinism. Uitați de pildă, în capitolul 13, ni se vorbește un pic despre această biserică și ni se spune, pagina 1071, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și aceștia erau Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaien, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O biserică în care erau mai mulți proroci și învățători. Și în ce mă privește pe mine, vreau să vă spun că întotdeauna
De acum zeci de ani de când am început să slujesc și să slujesc ca păstor, m-am călăuzit de acest verset. În biserica din Antiohia erau niște lucrători, nu doar unul singur. Și de ce am căutat întotdeauna ca în biserica din Zalău sau în biserica din Ior să fie niște frați care predică, niște frați care sunt învățători, nu doar unul. În foarte multe biserici nu e așa. În foarte multe biserici păstorul predică el, ține și școala duminicală, el și tot, dar pentru mine, nu spun că trebuie să fie așa, a fost ceva care mi-a mers la suflet. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători, și sunt enumerați așa mai departe. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Parcă atunci când citesc versetul 2, mi-ar place ca Luca să fi scris niște detalii mai multe, parcă. Mie mi-ar fi plăcut să știu cum a zis Duhul Sfânt, în ce fel. Nu ni se spune, decât că pentru biserică, pentru frații de Antiohia a fost clar ca să pună, deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru o lucrare la care aceștia au fost chemați. Vedeți, deci când e vorba de o lucrare, fie în biserică, fie dintr-o biserică spre alte biserici, e întotdeauna vorba de o încredințare. Ea vine de la Duhul Sfânt, ea vine de sus, dar ea este confirmată și jos. Duhul Sfânt a dat bisericii, a dat celor ce slujeau biserica această încredințare, pe când slujeau Domnului și posteau. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și se descrie mai departe. Vreau să privim la textul acesta care noi l-am citit, să poposim un pic la el și să vedem cum s-a ajuns ca să existe această biserică în Antiohia. Biserica aceasta să aibă proeminență chiar și în Cartea Fapte și să fie o biserică care trimite misionari și trimite lucrători în alte biserici și nu-i puțin lucru că doi oameni de calibru spiritual al lui Pavel, a Apostolului Pavel și al lui Barnaba, sunt membri în această biserică și sunt, dacă vreți, ordinați sau hirotonisiți, consacrați, dedicați pentru misiune, sunt dedicați ca misionari. Cuvântul ne spune în Fapte 11 de la 19 și noi știm și vom ajunge să avem lecții consacrate despre prigoana și omorârea Sfântului Ștefan, primul martir creștin, că și cu ocazia omorârii Sfântului Ștefan s-a creat o prigoană generală împotriva bisericii și un exod, o fugă a creștinilor din Ierusalim. Și vom vedea de multe ori că creștinii, când au fost prigoniți, au fugit. Și poate că primul gând este că de ce n-au stat? Să fie bravi și viteji. Știți că Domnul Iisus i-a învățat așa? Când veți fi prigoniți, într-o cetate mergeți într-alta, pentru că scopul suprem nu e de fapt bravura noastră, ci este răspândirea Evangheliei. Și când oamenii au plecat de aici, pentru că s-a închis o ușă, pentru că a venit prigoana, s-au dus în atâtea alte părți și toți au devenit misionari, în mod voluntar sau în mod involuntar, uneori fără să-și dea seama. Dar de unde veniți? Dar de ce veniți? Păi de la Ierusalim, de ce ați plecat de acolo? Că e prigoană, că ne-au persecutat. Păi de ce v-au persecutat? Pentru credință, dar ce credință? Păi în Iisus, dar cine e Iisus? Ce-i cu El? Și vrând nevrând, numai răspunsând la întrebări, ajuns să fii un propovăduitor. Și ajungi să fii un evanghelist. Și încă mult mai eficient când ești tu întrebat, decât atunci când zici nu vrei să spun eu, că zici, lasă-mă că eu sunt ocupat. Citim în Cartea Fapte, în paragrafele precedente, că cu această prigoană care s-a dezlănțuit, toți au plecat din Ierusalim afară de apostoli. Dar prin această plecare, că aparent a fost un eșec și un faliment, biserica sa S-a spulberat. Dar în același timp, Samaria a fost binecuvântată și atâtea alte cetăți până la Antiohia. Și observați ce spune cuvântul aici. Cei ce se împrăștiaseră de pricina prigonirii întâmplate cu prelejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovedeau cuvântul numai iudeilor.
Acum să fim foarte atenți. Nu trebuie să ne grăbim, să tragem o concluzie care poate să fie reală sau poate să fie nereală. De ce oamenii aceștia apropodeau cuvântul numai iudeilor? Odată, unii dintre ei probabil nu știau limba greacă. Deci unii dintre ei n-aveau cum propovădui. Așa că nu aș putea propovădui eu nemților, numai dacă știu și ei un pic de engleză și eu un pic de engleză și poate că putem să comunicăm. Apoi, poate și care o rupeau un pic, li s-a părut mai ușor și mai natural și mai la îndemână să vestească conaționalilor lor. Altfel vorbești cu ai tăi. Aceeași limba, aceeași cultură, te apropii mai ușor de ei. Uitați-vă și la Apostolul Pavel, veți vedea pretutindeni unde a mers. El a făcut evangelizare începând de la piață, din supermarket, până în Areopag. Dar aproape întotdeauna a căutat și sinagoga. Pentru că acolo era deja un loc de oameni doritori de Dumnezeu, căutători de Dumnezeu și la care se putea raporta și ei se puteau raporta la el. Și pe unii, pur și simplu, încă nu i-a cucerit ideea aceasta, unghiul ăsta așa mai larg, că deși vedem că Domnul le-a spus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, la orice neam, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i. A fost o inerție a bisericii la început și o reluctanță, o focalizare, ca să zic așa, pe Ierusalim. Și chiar de aceea s-a întâmplat că această prigoană, care la prima vedere pare o mare catastrofă și o mare nenorocire, omenește vorbind, pentru că conduce la faptul că Sfântul Ștefan este omorât cu pietre, urmează apoi alte prigoniri, biserica este, cum a spus, spulberată, e dezintegrată, dar este într-un fel o binecuvântare, la scară largă este o binecuvântare. Și în felul acesta, oamenii au ajuns până în Fenicia, până în Cipru și în Antiohia. Dar printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia. Nu-i vorba că sunt apostoli, nu sunt nici prăzbiteri, sunt niște ucenici, niște oameni credincioși, care au primit Evanghelia, care cunoșteau Evanghelia, îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos și erau, sigur, mântuiți, au venit din Cipru și din Cirena, au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor. Erau cunoscători de limbă greacă, erau fluenți în limbă greacă și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Personal nu știu dacă oamenii ăștia s-au gândit, poate nu s-au gândit la ce va face Dumnezeu cu ei. Ei au folosit ocazia și oportunitatea. Noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus și cunoaștem Evanghelia Lui. Ei sunt greci ca și noi, cel puțin din punct de vedere al limbii, putem să comunicăm, noi îl împărtășim și îl propovăduim pe Domnul Iisus. Ei au făcut ce au putut ei. Mâna Domnului era cu ei. Dar când mâna Domnului este cu noi, puținul care îl facem noi este mult. Și lucrarea slabă care o facem noi devine puternică. Căci mâna Domnului era cu ei. Un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Știți când a predicat Pavel în Atena? În Fapte 17, n-au crezut un mare număr, ci un număr mic. Dionisia Areopagită, o femeie de 1000 tamari și alții, dar nu se specifică cât uși de puțin că un mare număr. Oamenii aceștia care nu erau celebrități în biserica primului veac, dar care au avut la inimă să împărtășească Evanghelia cu alții care n-aveau acces la Evanghelie, au ascultat de acest îndemn al Duhului Sfânt în viața și în inima lor. Mâna Domnului a fost cu ei. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. O lucrare cu roade neașteptate. Pe un teritoriu care nu se sconta o recoltă și unde nu se anticipa o biruință a Evangheliei. Vestea asta, că un mare număr de oameni au crezut, și cu un mare număr de oameni s-a întors la Domnul. Vestea asta a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim.
Și aici Biserica din Ierusalim merită toată aprecierea. Reprezintă pentru noi un model. Ei n-au zis, bă, ce-i cu asta? Păi ne că au crezut, treaba lor, să se organizeze, să se formeze biserică, să descurce, cum ai zice. Noi suntem la Ierusalim, avem atâția membri, avem atâtea probleme. Frate păstor, nici nu te gândi să te duci la Montreal. Ce faci, turism? Te duci în excursie, te plimbi la Montreal, nu? Sau te duci în Pennsylvania, sau te duci nu știu unde. Dar ce să stai, frate Zăudan? Niciodată să nu lăsați cumva să mai plece, cum l-a lăsat pe fratele Levi. Și pe el l-a lăsat mult. Nu, că dacă mergem undeva odată la trimestru și mâna Domnului dă și acolo o binecuvântare. Să nu fim așa, să privim și nu să citim ca să știm, să învățăm. Când biserica din Ierusalim a aflat asta, vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Să știți că Barnaba acesta, care reușește întotdeauna oarecum să stea în umbră, care totdeauna știe să accepte locul 2, este un om number one. El este acela care, când toată lumea se ferește de Saul din Tars și nu puteau să creadă că este ucenic, se gândeau că vrea numai să se infiltreze între ei, să-i distrugă din lăuntru, el este acela care le spune celor din Ierusalim și pe mărturia lui Barnaba, citim scris că Saul se ducea și venea cu ucenicii și cu apostolii. El este apoi acela care, pentru că era un om cu stare, era un om bogat, era levit, dar era și un fel de businessman. Avea pământuri, avea anumite bogății. El a fost acela care a vândut un ogor și a pus banii la picioarele apostolilor ca cei care n-aveau mijloace să aibă, mai ales că erau mulți veniți din mulți de departe și mulți au rămas multă vreme la Ierusalim și exemplul lui a fost urmat de alții și chiar copiat de Anania și Safira, dar cu vicleșug și cu fățărnicie. Ei, Barnaba este trimis de biserica din Ierusalim și asta spune mult despre cine este Barnaba. Au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Credincioșii adevărați se bucură de progresul împărăției lui Dumnezeu și al Evangheliei. S-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Well, a fost un timp, nu știu, o săptămână, dar a fost un timp în care Barnaba a petrecut cu ei, i-a îndemnat, a vestit, i-a îmbogățit și el cât a putut. I-a îndemnat să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul, căci uitați cine era acest Barnaba. Era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noros a adaus la Domnul. Dar când a văzut Barnaba progresul lucrării și că lucrarea prosperă, și-a dat seama că aici ai nevoie de un om pe care el îl cunoștea bine, pe care el l-a introdus la Ierusalim la apostoli și care, fiind și un cunoscător al limbii grecești și fiind un fariseu, fiind un rabin, un om școlat în lege și în cultura greacă, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Dacă avem din Saul din Tars un apostol Pavel, se datorează faptului că Domnul Iisus i-a ieșit în cale. Dar și faptului că Dumnezeu s-a folosit de acest Barnaba ca să-l împingă în față pe Saul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Și fiți, vă rog, atenție aici. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor s-a dat numele de creștini în Antiohia. Barnaba a stat o vreme în Antiohia, a văzut că lucrarea prosperă, se lărgește și a zis aici ai nevoie de lucrători anume. S-a dus la Tars, l-a dus pe Saul și amândoi, Barnaba și Saul, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Un an întreg! Fraților, realizăm noi ce înseamnă un an întreg? 365 de zile! Ce-a făcut Barnaba cu ogoarele lui, alea care poate nu le-au vândut? Ce-a făcut el cu viața lui? Un an de zile s-a oprit totul.
totul pentru Barnaba și pentru Saul. Un stop absolut vreme de un an de zile. Barnaba n-a zis să am un concediu. Și concediul ăsta acum, dacă chiar e cazul, petrec la Antiohia. Și după aia fi ce-o fi. Saul n-a zis, mă duc într-o misiune, o săptămână. Un an de zile să se oprească viața în loc. Să uiți de tot. Să dai totul la o parte. Practic, trebuie să înțelegem că oamenii aceștia pentru un an de zile s-au mutat la Antiohia. Foarte probabil că și-au găsit un apartament sau o casă cu chirie. Vom vedea când ajungem la al treilea text, să nu vi se pară o idee ieșită din comun, că la Roma Pavel a închiriat o casă, a plătit chirie 2 ani de zile și oamenii veneau la el și le vorbea din Evanghelie și le vorbea despre Domnul Iisus Hristos. De multe ori, nu știu dacă și voi ați citit, de zeci de ori ați citit, doar nu știu, pe mine m-a frământat mult acest episod. Să fii în stare un an de zile. Păi da, că n-au avut servici, că n-au avut de lucru, că e adevărat, viața a fost poate un pic diferită. Dar totuși, și ei au avut ceva. Barnaba, au fi avut și el o casă, au avut pământ. Un an de zile să-l dai lui Dumnezeu. Când noi dăm și noi cât putem, nu? Nu că n-am putea mai mult. Vă rog să rețineți din toate lucrurile minunate care sunt aici, mergem la al doilea text, acest un an de zile, un an de zile, un an întreg, au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru că au văzut că e un punct fierbinte și că acolo e nevoie de ei. Și lucrarea lui Dumnezeu prosperă și îi cere acolo. Oamenii ăștia s-au mutat acolo pentru un an întreg. Asta e mare lucru. Asta e mare lucru. Mergem la al doilea text. Fapte 18, Pavel la Corint. Am să vă citesc 11 versete, vom sublinia mai mult doar versetul 11. Pagina 1079. Fapte 18, 1 la 11, Pavel la Corint. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui, și mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și-au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în cetatea aceasta. Aici a rămas 1 an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Doar așa, într-o paranteză, o subliniere din versetul 10, din 9 și 10, când îi vorbește Dumnezeu lui Pavel, îl încurajează și îl asigură, vă rog să remarcați cum vorbește Dumnezeu despre oamenii din Corint, care încă nu erau convertiți, dar care erau în obiectivul lui Dumnezeu. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Sigur că, într-un sens general, toți oamenii din cetate sunt al lui Dumnezeu.
Într-un sens general, toți oamenii de pe pământ sunt al lui Dumnezeu pentru că El ne-a făcut și ai Lui suntem. Dar înțelesul că am mult norod în cetatea aceasta nu este doar așa general, că toți oamenii din cetatea asta ai mei, ci Domnul deja îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui și pentru care Pavel trebuie să slujească la Corint și să rămână și să stea la Corint, să se mute la Corint cum s-a mutat un an de zile în Antiohia. Înțelegem noi că pe când eram încă neștiință și în întuneric, Dumnezeu a știut că suntem ai Lui. Noi n-am știut când va veni momentul când Saul prigonea biserica și toată lumea se îngrozea de securistul ăsta, de inchizitorul ăsta, Dumnezeu știa că-i căia Lui și știa și momentul când va pune stop, când va schimba macazul și va schimba destinul și va schimba calea. A știut și cu privire la mine și a știut și cu privire la tine. Și pentru că Dumnezeu avea mult norod în planul Lui de mântuire în cetatea aceasta, Pavel spune cuvântul 11, versetul 11, aici, la Corint, a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Un an și 6 luni e destul de mult, nu? Un an jumate. Cu jumate de an mai mult ca în Antiohia. Din nou, Pavel se mută pentru un an și jumătate din Antiohia la Corint. Nu că e o slujbă mai bună, nu că e mai... nimic nu mai bun. Pur și simplu, pardon, numai pentru Împărăția lui Dumnezeu. Numai și numai pentru Împărăția lui Dumnezeu. Frate Seudan, cât era armata pe vremea când eram noi tineri în România? Stagiu militar. Un an și 4 luni. Și mult. O, Doamne, că stăteam și tăiam zilele și așteptam, ziceam, hai liberare, nu? Și până la urmă a trecut și un an și 4 luni și nu cătați, tot tineri și frumoși, nu? Toți care ați făcut armată, sunteți tot tineri și frumoși. Dar practic zice așa că ai dat cezarului, ai dat țării, nu? Că n-ai avut ce face, trebuie să dai un an și 4 luni. S-a oprit lumea, nu? S-a întâmplat ceva, ai venit în armată, te-ai dus la lucru, ai lucrat, până te-ai săturat de lucru, nu? Te-ai căsătorit, ai avut copii, ai clădit casă, ai plătit rate. Deși le-ai dat un an de lucru, un an și 4 luni le-ai dat statului român. Când ar fi vorba să dai un an și 6 luni, Domnului Iisus Hristos, ai fi dispus de asta, fratele? Până, păi, come on, acum ies și eu la pensie, acum mă duc și eu fishing, stau în barcă, arunc undița, mă gândesc la Sfântul Petru, mai pun muzică frumoasă, creștină. Un an și 6 luni, păi stați, fratele, dacă un an și 6 luni să mă las de servici, să mă duc un an și 6 luni în România, nu cu alt scop decât să vestesc Evanghelia, într-un cătun, într-un sat, într-un niște comuni acolo unde nu număr mare evangeliști, că ăștia sunt ocupați la microfoane, la televizoare, la credo, la interviuri. Acolo nu merge nimeni. Știți câte locuri sunt în România unde nu merge nimeni? Nu vă dați seama ce multe sunt. Dar e altă treabă, te duci într-un concediu. Și eu am fost în concediu. 28 de zile am predicat de 30 de ore, în 25 de locuri. Dar 28 de zile? Am venit înapoi în America. Am venit înapoi la datorie, la slujbă. Da. Dacă stăteam 6 luni, cine mă mai aștepta? Mă, ești vorbă. Goodbye, goodbye. Un an și 6 luni. Până nu ni se pare că dacă ar fi un an de zile să ne oprim din business, din servici, să ne luăm, cum se zice, un leave of absence. Doamne ferește, pierde lumea. Știți că foarte mulți tineri în America, mulți, e o modă între tineri, când termină liceul, să-și ia un an în care au făcut aplicație la facultate, au făcut la college, i-a acceptat că va fi la Columbia sau nu știu unde, și un an de zile să călătorească, să vadă lumea, să câștige experiență. Și după un an de zile nu se întâmplă nimic, vin, merg cu facultatea mai departe, ești doctor, inginer, care ce. Și nu se... nu e nicio problemă. Mormonii au tradiția aceasta, tineretul. După anul 2 de calici, întrerup facultatea. Că-i doctor, nu vorbesc de teologi, că e la medicină, că e la inginerie, întrerup și un an de zile, cel puțin, se duc misionari în atâtea părți ale lumii, pe cheltuiala lor și a familiei.
Și vin înapoi și termin facultatea. Și ajung dentiști, și ajung contabili, businessmen, asistente și așa mai departe. Și viața merge înainte. Cât de mult sunt în stare să dea unii pentru ei, pentru pasiunile lor, și în cazul în care am văzut Barnaba și Pavel, un an la Antiohia și un an și șase luni, un an și șase luni aici la Corint. Trăim așa o vreme în care mă gândeam în zilele perioadei acestea de pandemie, când toată lumea, nu chiar toată lumea, că nu orice se poate remote, pizza nu se poate face remote, trebuie să mergi să o frămânzi. Dar când multă lume lucra remote și noi profesorii și atâția, până și doctorii te consulta remote, vai de ia consultație. Dar mă rog, toată lumea lucra remote. Și am citit multe articole, am auzit așa și la știri pe mașină, la Bloomberg News, programul economic, că foarte mulți în timpul ăsta de pandemie văzând că pot să lucreze remote, să lucreze de acasă. Au zis, de ce să stau să lucrez din Manhattan și de nu știu unde, la chirie, așa și așa? S-au mutat în tot felul de localități unde chiria e foarte ieftină, locurile foarte largi și mulți s-au făcut sondaje, s-au făcut studii, mulți, acum nu oricine poate, dar vorbesc de IT-ști și acest gen de muncă, care au zis și după pandemie, am să lucrez de undeva din Pennsylvania, dintr-un sătuc, dintr-un nu știu ce. Pentru că salariul e același, câștigul e același, îi mai aerul mai bun, loc mai larg, cheltuielile sunt mai mici, chiriile mai mici, casele mai mici. Și de acum am să fac treaba asta. M-am gândit, oare niște computeriști ăștia creștini? Am mai ce face dacă lucrezi la building? Nu poți duce building-ul în Poconos. Să mergi la building, nu? Sau lucrezi la metrou. Oare câți tineri, oare câți oameni care ar putea face asta din asociația română, din bisericile noastre? Ar fi mișcat să zic că, știi, am să mă duc și am să lucrez de acolo unde e o biserică numai de 5 membri. Să știți că avem biserici în America care se întâlnesc duminica numai o dată, că cât sunt, 20, 30, sau așa de departe, că nu au cum să întâlnesc după amiază. Și au nevoie de lucrători. Și dacă ne-am lăsat inspirați de asemenea exemple, ca să ne jalonăm un pic viața după aceste priorități, poți fi folositor în Antiohia, poți fi folositor la Corint, un an de zile stau în Antiohia, un an și șase luni stau la Corint. Știți, la începutul mișcării baptiste, deviza baptiștilor, știți care a fost? A fost poate mai multe, dar una celebră, fiecare baptist, un misionar. Un misionar. Poate că nu toți de amploarea asta, de un an de zile, de un an jumate. Când am început să slujesc ca păstor, am avut la început 6-7 biserici și câte așa filiale, în niște localități mici. Cred că în toate 6 bisericile aveam 80 de membri. 80 de membri, dar nu plângea nimeni și ne bucuram când ne întâlneam. Și era o biserică în localitatea Sfântă Mărie, sau mai spuneam, cum zicem acolo, Sfântă Mărie, undeva la jumătatea drumului între Zalău și Cluj, pe o vale așa uitată, și numărul de credincioși acolo a fost tot așa în scădere. Până încât la Cluj, la comunitate, că pe vremea aceea numărul de autorizații de adunare erau limitate în țară. Și guvernul, prin departamentul cultelor, căuta să limiteze bisericile. Și nu dădea voie să se deschidă alte biserici, nu dădea autorizații. Dacă erau într-un loc 50, nu îi lăsa să se adune și dacă n-avea autorizație, călcai legea. Și atunci, câteodată, cei de la comunitate, vrând cumva să rezolve, făceau tot felul de compromisuri, nu în sensul neapărat păcătos al cuvântului. Dacă acolo nu mai erau numai 8-9 membri, 10 membri, ziceau, fraților, hai să transferăm autorizația la altă comună, în alt județ, unde sunt 80, unde lucrarea prosperă, că, eu știu, poate în felul ăsta, overall, lucrarea să câștige. Și când am luat aceste biserici și am mers acolo și erau așa de puțini. Și erau așa în scădere. Și nu-i cerceta nimeni, parcă-i uitase toți. M-am gândit că
nimeni nu se va pocăi vreodată acolo, nimeni nu se va boteza, că nu va fi nimic. Am stat de vorbă cu un frate al lui tata, cu un unchi al meu, i-am povestit după ce au început să se miște lucrurile. În mod nesperat, nu unde am gândit că va fi un progres a fost, ci acolo a fost cel mai mare progres. S-au adăugat, să stătea într-o casă veche, o soră bătrână era caseriță, altă soră bătrână, și zicând bătrânii de 70 plus, era caseriță. Numai un mănânc de oameni. La urmă n-am mai încăput, am construit și biserici, dar să ajung unde vreau să ajung cu acest exemplu. Îi împărtășesc odată unchiului meu, Clement, de binecuvântarea care Domnul a dat-o la Sfântă Mărie. După ani de secetă, după ani în care eu știu, i-am văzut că îi se luminează fața. Și mi-a spus, măi nepoate, eu și cu Michi, Michi fiind un vecin, frate baptist, dar ungur, era singur ungur de 9 sate, eu și cu Michi, în fiecare an, în ultimii 7-8 ani, în biserica n-a avut niciun păstor, niciun lucrător, nimeni n-a mers acolo, noi am mers în fiecare lună odată, deci de 12 ori pe an. Peste dealuri, drumul era mai scurt, dacă îmi zic mai scurt, înseamnă un 15 km de la Jac. Am mers de atâtea ori, numai în ultimul an, când fratele Michi a murit într-un accident, sau cu un an înainte, mi-a zis unchiul, zice, numai anul ăsta am fost numai de 11 ori. M-am gândit atunci și m-am cutremurat și am zis, Doamne, ce oameni ai Tu și ce oameni suntem noi? Mergem cu mașina, mergem cu bicicleta, mergem cu motoreta, mergem și venim și încă ni se pare greu și ni se pare mult și se pare că am făcut mare lucru. Și oamenii aceștia, pe jos, 15 km încolo, 15 încoace, o dată în lună, de 12 ori pe an. Frate și sora asta, nu că m-am dus la Florida, în concediu și m-am dus un pic la biserică, că ar fi rușine ca păstor să nu mă duc la biserică, nu? Mă gândesc ce ar zice și ea, ce ar zice și voi, ce ar zice și Domnul, ce ar zice și eu. Și pruncii mei, tata mea la Florida, mea la biserică. Aia e cu totul altceva. Dacă să faci un scop, păi din 12 servicii de cină, noi câte la câte lipsim? Băi, numai să ne gândim la asta. La câte lipsim? Păi mulți lipsim la multe, alții nu, alții deloc. Domnul să ne ajute pe toți să fie așa. Dar să-ți faci priorități acordate după împărăția lui Dumnezeu. Asta e un lucru cu totul și cu totul extraordinar. Câteodată noi vrem să facem anumite lucruri și le facem cu un gând. Și poate că nu facem prioritate din cuvântul Domnului. Dar Domnul se folosește de circumstanțele acestea și întoarce lucrurile. Zilele trecute, stăteam de vorbă cu Timi, el e din luna august, e în România. Și e în România la Jac, acolo unde i-a plăcut lui ca și copil. Fratele Nelu, păstorul, socrul lui, are 7-8 biserici pe o rază foarte mare. De la Jac mulți au plecat la oraș, în Europa, în Austria. Și în duminicile când fratele Nelu nu poate fi, când păstorul nu poate fi, oamenii spun, păi nu-i cine să ne slujească. Hai să nu ne mai adunăm duminica. Și Timi s-a trezit acolo în biserica asta de la Jac, o biserică de țară, o biserică de la sat, cu mai mulți frați și surori bătrâni. Și de atunci, din august și până acolo, este nelipsit din biserica din Jac. Și cu lucru gospodăresc, și cu celelalte lucrări. Și zilele trecute, ieri, alaltă ieri, ne-a trimis un video și l-am văzut pe nepotul Alex cântând cu încă 2-3 copii în biserica din Jac. N-a cântat niciodată în biserica din Atlanta. Poate o să cânte, poate nu o să cânte, dar nu că văd în el un solist, să nu mă înțelegeți greșit. Nu cred că va fi un Pavarotti, că neamul nostru nu-s mulți din ăștia. Poate să fie. Dar nu asta, nu calitățile artistice, ci faptul că tu nu te gândești, tu te duci acolo pur și simplu că e din pandemie acum și tot așa lucrezi de pe computer.
Și totuși Dumnezeu te poate folosi și te poate binecuvânta și chiar pe copiii tăi se poate binecuvânta în felul acesta. Al treilea text, nu vi-l citesc în întregime, e un paragraf de la sfârșitul cărții, capitolul 28, de la Fapte, de la 31. Vă citesc doar versetele 30 și 31. După călătoria aceea îndelungată, de la Ierusalim la Roma, pe care o vom împărți noi mai multe lecții, Pavel ajunge la Roma și știm de ce a ajuns la Roma, că putea să fie liber. Dar el a cerut să fie judecat de Cezar, pentru că Dumnezeu avea în providența lui în plan ca Pavel să slujească la Roma. Cuvântul ne spune în Fapte 28:16, când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, garda, așa numită gardă pretoriană. Iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Ei, vă amintiți când scrie el de la cei din Filipi? Că cei din casa cezarului vă trimit sănătate? Un ostaș nu are pază și gardă 24 de ore. Și are 3, 4 ore, 5 ore. Și apoi vine altul. Și în fiecare zi un soldat din garda cezarului îl păzea pe Pavel. Și ce și crezi că el? Și ăsta se plictisea. Și Pavel vorbea cu el. Și îl evangheliza. Și pentru că Nero nu se ocupa numai să judece pe cei ce cereau judecata cezarului, Nero făcea chefuri, cânta la harfă, era artist, avea multe fumuri, a durat o vreme până când i-a venit rândul la judecata cezarului, care a fost de fapt nefastă. Și știți cât a durat? 2 ani. Pavel, versetul 30 și 31, a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-i vadă. Propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus. 2 ani întregi. În chirie, la Roma, cu un singur scop, scopul Evangheliei. Astea sunt numai 3 exemple care se stipulează clar. Un an întreg la Antiohia, se mută pentru un an la Antiohia. 1 an și 6 luni la Corint, mutat acolo, cu Aquila și Priscila, l-a făcut de corturi. Face corturi, predică, învață în sinagogă. Când vin și sunt mijloace, se consacră numai propovăduirii. Dar numai ca timp, vă rog să vă gândiți. 1 an, 1 an jumate, 2 ani. 1 an cu 1 an și 6 luni, cu 2 ani. 3 ani și 6 luni. Astea sunt numai 3 exemple din viața Apostolului Pavel. Dar dacă vom studia noi Cartea Fapte, vom vedea și alte locuri și alte perioade în care Apostolul a stat multă vreme. Pur și simplu s-a mutat acolo. Că spunea el, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Nu știm ce s-a întâmplat pe parcurs cu fiecare baptist, un misionar. Nu știm. Dar noi ne mirăm acum, ne mirăm și când auzim de tineri ca Ruxandra și soțul ei, care au mers în America de Sud, Doamne, dar ce-i cu oamenii ăștia? Mi se pare așa de ciudat, nu? Să lași New York-ul cu ăștia, chiar că-i ceva la cap, au ceva la cap. Au, măi, știi ce au? Au atingerea Duhului lui Dumnezeu într-un fel cu totul și cu totul extraordinar. Vă faceți aminte de, ca să zic așa, Ryan, care lucrează în Uganda. Îl știm pe Ryan, că am petrecut cu el. Apoi a fost o soră din România cu soțul ei, care e american, și ei de multă vreme, poate unul primiți vești, locuiesc și lucrează prin Malaezia, Indonezia, traduc Biblia la niște triburi care nu au Scriptura. Nu au nici părți din Biblie. Păi măi, că te-ai născut în America, ești american. Te duci în Malaezia și sunt ani de zile de când sunt acolo, sau în Indonezia. Păi ce-i cu voi? Păi e ceva special, numai niște oameni cu totul și cu tot atinși de Duhul lui Dumnezeu pot să facă asta. Și câte alte exemple nu știm și nu le cunoaștem. Și atunci când auzim de ele și ne mișcă Domnul și ne mișcă Duhul măcar să întindem o mână, să ajutăm, să mulțumim Domnului pentru asta. Că suntem în felul ăsta și noi, suntem și noi parteneri. Este un băiat de la Cluj care e polițist.
E șeful sindicatului pe poliție în Cluj, a fost la noi aici în biserică, care de ani de zile cu biserica din Cluj fac o lucrare în Uganda extraordinară. Fiecare concediu și toate liberele care și le poate lua, le dă în bloc poliția din Cluj, le acordă așa în bloc, tot ce are libere, sărbători legale, le petrece în Uganda. Încă mai are Dumnezeu asemenea oameni. Frați și surori, n-am predicat predica asta să vă mutați de la New York. Dimpotrivă, avem nevoie să mute alții la New York. Dar ce putem dezluși noi din predica asta, începând cu cel de la microfon, e că fiecare perioadă a vieții noastre trebuie să o închinăm Domnului Hristos. Timpul e o mare valoare, timpul e o mare avere. Când dai timp lui Dumnezeu, un an, un an jumate, 2 ani, știi ce-i dai? Îi dai viață. El ți-a dat viață și tu îi dai viață. Cât de greu dăm o duminică să fii și dimineața și seara. Cât de greu dăm vineri seara. Nu prea ne întâlnim vineri seara în biserică. Mă, frate, dar sâmbătă dimineața ne întâlnim la Valentino. Ne întâlnim pe Mirtel, ne întâlnim pe Fresh Pond. Something cu question mark. Timpul, frați și surori, este viață. Un an de zile dat, așa cum l-a dat Pavel și Barnaba, e viață dată lui Dumnezeu. 1 an și 6 luni, 2 ani, ești la pensie. Aia nu înseamnă că stai numai la umbră? Aia nu înseamnă că nu mai faci nimic, numai stai în barcă, fishing, ai încă timp și până ai sănătate. Dă și timpul ăsta, dă și sănătatea, dă viața Domnului. Să luăm aceste exemple din Scriptură, să ne motiveze, să le inspirăm copiilor noștri și nepoților noștri, pentru că oricine a închinat timpul lui și viața lui Dumnezeu, n-a pierdut și n-a avut regrete. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să cântăm o cântare și să încheiem cu rugăciune. Să cântăm ridicați. Cântarea de la numărul 167. Aleluia, 167. Am dat oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit atât de crunt. 167, aleluia. Am dat oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit atât de crunt, gândind la sacrificiul de pe cruce. Știu, Domnul vrea să-i dau ce a mai bun. Câți oameni am întors la calea dreaptă, câți oameni de păcat am liberat. Mă-ntreb, am dat ce a mai bun lui Iisus, când El viața lui mi-a dat. Mă-ntreb, oare am avut milă de alții, sau i-am lăsat să moară în drum? I-am ajutat eu calea s-o găsească spre viață veșnică, eu să-i îndrum. Câți oameni am întors la calea dreaptă, câți oameni de păcat am liberat. Mă-ntreb, am dat ce a mai bun lui Iisus, când El viața lui mi-a dat. Fratele Daniel Grecu, păstorul Bisericii Pentecostale Române, fratele nostru, ne invită miercuri, 2 iunie, la ora 7, frații au o seară specială de muzică creștină, au un frate pianist din România, Ionuț Crăciun, un pianist consacrat,
cred că e și o familie, un frate și o soră care cântă cu formația Speranța. Deci, miercuri aceasta, acum peste câteva zile, 2 iunie la ora 7, dânsul ne invită cu toată dragostea, m-a invitat și pe mine, am spus că dacă va voi Domnul și vom trăi, voi onora invitația și împărtășesc invitația fraților și cu voi. Dacă puteți să dau un pic de timp și puteți să-l puneți, pardon, să-l puneți la o parte pentru Domnul, pentru sufletul dumneavoastră, dați curs acestei invitații. Fratele Cornel Matiaș e chemat să ne conducă în rugăciune de mulțumire. Pacea Domnului, adunare este liberă, Domnul să vă binecuvânteze.